Tragedie la Leova, un copil de 11 ani, mama, dar și bunicul acestuia au ars de vii în propria casă. Nenorocirea a avut loc în localitatea Tomai. Apelul la serviciul 112 a fost înregistrat aproape de ora 3 noaptea. La fața locului au fost îndreptate două auto speciale de intervenție. Cauza și circumstanțele producerii arderii urmează a fi stabilite ulterior de către specialiștii din cadrul laboratorului experimental antiincendiar. De la începutul acestui an, în Republica Moldova s-au produs 168 de incendii, în urma cărora au murit 29 de persoane.